O sârbă, o horă și să dansăm. Intru și eu la joc. Haideți! Haideți, doamne, doamne! Îmi face o deosebită plăcere să petrecem astăzi cei 50 de ani de căsnicie ai dumneavoastră. Eu ieri am împlinit 35 de ani de căsnicie. Da, am 4 nepoți, dumneavoastră cred că aveți mult mai mulți. Să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru că știți, bucuria bunicilor sunt nepoții. Retrăim, de fapt, ce am pierdut atunci când în vultoarea vieții ne ocupam noi bărbații să ținem casa, să... și am ars niște etape. Am văzut că, de fapt, ați constatat, vă suna soția sau vă sunea seara, știi, a mers prima dată în picioare, știi, a scos, a gângonit. Eu nu eram, n-am observat, dar acum văd lucrurile astea la nepoți. Și de aia știți că iubirea față de nepoți e altfel, pentru că vezi de fapt etapele pe care le-am pierdut cu toții la vremurile respective. Nu vreau să vă plictisesc, o să avem mult timp, o să trec pe la fiecare pe la masă. Vreau să vă mulțumesc, să vă urez poftă bună, să bem un șpriț împreună. Am început să vorbesc și în versuri și n-am băut încă. Vi-l prezint, am onoarea să fie astăzi prezent lângă noi prefectul Capitalei, domnul Rareș Șopincă, care a ținut primăria sectorului 5 pe un punct de echilibru atâta timp cât am fost în vacanță. Mi-am cerut voie să plec în vacanță, a ținut un an și o lună de zile frâile sectorului 5. Acum ne leagă o prietenie și care va zic eu că va dăinui, pentru că am un doi și mai mult, el ca și tânăr știe ce are de făcut, e un om de administrație pură și pe viitor cu siguranță drumul lui se va îndrepta acolo undeva unde își va vedea visurile cu ochii. Prefectura poate fi o trambulină sau o experiență, dar tot în administrație. Noi toți din București suntem în direct colaborare cu Prefectura Capitalei în toate sensurile, de la hotărârea de Consiliul Local până la, eu știu, alte consultări pe teme juridice. Domnul prefect, cu experiența care o va căpăta acolo, cu siguranță viitorul își va spune cuvântul printre el și eu îl susțin. Domnule prefect, și dumneavoastră două cuvinte. Și înainte să îi dau cuvântul domnului prefect, am lângă mine băiatul meu, domnul deputat Vlad Popescu Piedone, care este președintele organizației PPUSL Sector 5, organizatorul de astăzi. Vreau să vă spun și pentru presă și pentru toată lumea, acest eveniment nu este făcut din bani publici. Adică n-am umblat la buget, n-avem ca alții să ne dăm mare pe banii statului. Asta este o treabă privată organizată de noi, de organizația PUSL Sector 5. În colaborare, bineînțeles, și cu asociații noștri, stă acolo viceprimarul meu Melnic, PSD-ist de frunte. Se pare că tot PSD-ul e la putere, se pare că și în viitor, că ne-au cam am văzut ce se întâmplă pe eșichierul politic. PSD-ul a rămas un monolit, iar noi ăștia cu căluțul vrem să-i luăm în șa și să-i ducem mai departe. Tot așa, lângă mine se află city managerul, cel care l-a înlocuit pe Rareș Șopincă. Sper să nu ajungi și tu, prefect, că am nevoie de tine. Și cam atât. Îi las domnului prefect plăcerea de a vă adresa câteva cuvinte, după care revin. Mulțumesc, domnule primar Piedone, sau cum îmi place mie să spun, mai tânărul și energicul meu prieten Piedone. Mulțumesc de două ori, domnule primar. Mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul de a fi astăzi în mijlocul atâtor oameni minunați. Și este meritul dumneavoastră că
în ritmul vieții, care e din ce în ce mai alert, găsiți răgazul să vă opriți și să adunați alături oamenii valoroși a societății, pentru că noi, ocupați zi cu zi cu activitatea, nu reușim să spunem pe cât ar trebui de mult să spunem vă mulțumim, dragii noștri seniori, pentru că dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră, ați construit orașul ăsta minunat în care noi am ajuns să trăim și pe care am ajuns să-l iubim. Vă mulțumim pentru munca de viață, pentru că, efectiv, cu sudoarea frunții dumneavoastră, ați reușit să clădiți orașul ăsta frumos în care ne desfășurăm cu toți activitatea. Știți cum e? Funcțiile vin și trec, dar oameni suntem și rămânem pentru toată viața. Pentru oamenii care sunteți, care ați devenit și pentru contribuția absolut nemăsurată pe care ați avut-o la dezvoltarea orașului nostru, mă opresc, mă înclin și vă spun vă mulțumesc și oricând, la fel ca ușa domnului primar Piedone, indiferent de funcțiile pe care le ocupăm, ușa noastră este mereu deschisă și vin către dumneavoastră cu urare de sănătate, viață lungă și gânduri bune. Doamne ajută și să ne revedem sănătoși și la aniversarea de 75 de ani de căsătorie, pentru că mai avem multă treabă împreună de făcut. Mulțumesc, Rareș. Rareș și la prima abatere. Îi doresc foarte multe. Eu sunt, de exemplu, de când sunt în administrație de aproximativ 30 de ani, la anul fac 30 de ani, evenimente de acest gen nu le-am făcut, nu le-am făcut cu scop politic. Și cred că parte din dumneavoastră ați auzit de sectorul 4, de sectorul 6. La sectorul 4, de exemplu, aniversarea celor 50 de ani de căsătorie, ajunsesem undeva la 80-a ediție. La noi, astăzi, în sector, sunt 1200 de cupluri care au 50 de ani de la căsătorie. Sunteți primiți din săptămână în săptămână. Noi organizăm că vor veni și alții în urmă și dacă am făcut cum am făcut și la 4 am făcut la 6, stai domne, păi acolo ai făcut și noi nu facem. Facem și ne perfecționăm. Este un început, este un început pentru sectorul 5. Cineva îmi spunea când a intrat aici, o doamnă, domnule primar, aș ruga să nu candidați la capitală și să rămâneți la sectorul 5. Oameni buni, vă spun și dumneavoastră, eu rămân la sectorul 5. Am să plec în vacanță cu permisiunea dumneavoastră în campanie. Sau o să mă duc în campanie pentru alții să-mi susțin viitorul primar general, viitorii primari de sectoare sau pe cine mai ar trebui. Că dumneavoastră ați văzut ce s-a făcut, nu v-am cerut niciodată votați pe cineva, stați în partidul ăla, faceți anumită politică, faceți ce vreți, dumneavoastră sunteți contabilul nostru al tuturor. Și mă întorc la vârsta dumneavoastră, eu nu mai am părinți din păcate, de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni cu experiența dumneavoastră de viață, care aveți experiența trecutului, experiența, comparația cu ce este astăzi în prezent, puteți face o diferență. Puteți face o diferență și singurul lucru m-aș ruga și cu asta închei, pentru că nu e o întrunire politică, n-aveți voie să lipsiți de la vot. Votați cu cine considerați dumneavoastră, dar duceți-vă la vot. Absenteismul dumneavoastră va favoriza pe altcineva. Eu nu spun să votez cu mine, cu Rareș, cu Vlad, cu orice nume, dar duceți-vă la vot. Este singura mea dorință la adresa dumneavoastră, pentru că stând acasă, altcineva se bucură de votul dumneavoastră. În rest, hai să trecem să bem și să mâncăm, să vedem ce minte avem. Lăutarii să cânte și noi o să trecem pe la fiecare să vă strângem mâna. Avem câteva surprize pentru dumneavoastră și mai discutăm atunci la fiecare masă. Poftă bună, să vă dea Dumnezeu sănătate și să știți că noi tinerii, adică eu, tânărul de 60 de ani, mă refeream la Rare și la Vlad sau la Iulian, dar eu, tinerelul ăsta de 60 de ani, nu mă las. Piedone n-a murit, el puțin s-a odihnit. Băgăm plugul în brază și o luăm de la capăt. Mai în forță și să avem cui să lăsăm, cum dumneavoastră ați lăsat moștenire copiilor, educația pe care ați primit-o pe vremurile respective, așa și noi în administrație, în administrația centrală. Vrem să noi ăștia vechi, pentru că noul, datorită eu știu, informații, datorită acestui Facebook sau rețele de socializare, nu mai percep
într-adevăr, trăiesc în virtual. În realitate trăiți dumneavoastră, care ați văzut realitatea timp de zeci de ani și știți să puneți în comparație virtualul ce vă vinde